V-aș invita să plecăm capetele în rugăciune pentru câteva momente așa cum stăm. Tată, dacă am sta în fața ta în această seară cu toții, singurul lucru care ar conta ar fi dacă suntem sau nu suntem împăcați cu tine. De aceea mă rog, într-un mod special, în această seară să cercetez ființele noastre prin o lucrare specială, profundă, a Duhului Tău cel Sfânt. Eu știu slăbiciunea ființei mele, de aceea te rog să mă întărești prin Duhul Sfânt, să-mi dai plinătate, să-mi dai claritate, să-mi dai putere în cuvânt. Și mă rog că dacă este aici vreun suflet, Doamne, care nu te cunoaște pe tine, să-i te descoperi în seara aceasta, să vadă frumusețea Domnului Isus, să vadă că El este singurul Mântuitor. Dacă sunt suflete aici care se luptă cu păcatul, Doamne, Ajută-ne să vedem păcatul așa cum îl vezi tu. Ajută-ne să contemplăm frumusețea atributelor tale și a ființei tale și vederea ființei tale și a frumuseții tale să ne facă, Doamne, să fugim cu toată puterea noastră de păcat, să luptăm până la sânge împotriva păcatului. Știm că fără Duhul Sfânt, fără jerfa Domnului Iisus, suntem complet incapabili de a face acest lucru. De aceea te rugăm să ne faci parte, Doamne, de lucrarea Lui în această seară. Te rugăm să ne deschizi ochii, să vedem frumusețea Ta, să ne deschizi ochii, să vedem grozăvia, gravitatea păcatelor și păcatului nostru. Ne încredem în Tine și așteptăm să lucrezi în viețile noastre. Amin. Mă bucur să fiu în această seară înaintea dumneavoastră. Nu l-am întrebat pe fratele Same de ce m-a invitat pe mine. Eu nu mă văd... Uh, în măsură să vă spun foarte multe lucruri, însă îmi voi da silințele să abordez pasavul din, sau, pasaj, sau tema din această seară și un pasaj spre final, pentru că consider că este o temă foarte, 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 foarte importantă. De aceea, de la bun început, aș dori să încep cu a vă preciza câteva motive pentru care este fundamental și pentru creștini și pentru necreștini să înțelegem care este grozăvia și gravitatea păcatului. Fără doar și poate trăim într-o perioadă de timp în care este pus foarte mult accent pe o imagine pozitivă a omului. Unii vorbesc despre perfecționism, unii vorbesc despre metode de dezvoltare personală, unii vorbesc despre gândirea pozitivă care a intrat foarte puternic chiar în mentalul evanghelic și a te apuca să vorbești despre păcat nu este chiar cel mai indicat lucru. Am auzit chiar într-o biserică foarte mare din state, când se făcea un fel de preview înainte de predica de duminică, și pentru că predica de duminică avea să fie despre păcașul, despre iad, Comitetul a decis. Am un articol interesant de pe, despre Comitet pe Facebook. Uh, comitetul a decis ca preview respectiv să nu fie pus, că ar fi stricat la reputația Bisericii și probabil că ar fi lezat uh, sentimentele religioase sau părerile unora cu privire la persoana umană doresc să începem să privim la lucrul acesta. De ce este important să înțelegem păcatul nostru, grozavia păcatului nostru și gravitatea păcatului nostru? Este important, în primul rând, lucrul acesta pentru necredincioși. Pentru necredincioși. De ce? Pentru că atunci când îți înțelegi gravitatea păcatului tău și grozavia păcatului tău, înțelegi că, sau un necredincios ar trebui să înțeleagă că, dar și eu, ca și credincios, trebuie să înțeleg lucrul ăsta, ca să pot să-i vestesc Evanghelia într-un mod corect, el va înțelege că. Uh, Inițiativa a mântuirii aparține în exclusivitate lui Dumnezeu. Cu cât diminuezi gravitatea păcatului în viața omului, cu atât, cu atât vei fi mai predispus să spui că la cârma mântuirii sau la, în controlul mântuirii omului este omul. Când înțelegi cât de profundă este starea de păcat a omului, cu atâta vei înțelege că pentru ca omul să fie mântuit este necesară o intervenție supranaturală, miraculoasă a lui Dumnezeu în viața omului. Cu alte cuvinte, mântuirea nu va fi un fel de simplă din asta tranzacție între om și Dumnezeu. Adică ridicat mâna, gata, ați mântuit, a rezolvat problema cu toată, pentru veșnicie. Și vei înțelege că acolo este nevoie de o intervenție, repet, supranaturală, miraculoasă a lui Dumnezeu. Când înțelegi gravitatea păcatului omului, în al doilea rând, această învățătură îl va convinge pe om care are o problemă fundamentală. Problema păcatului nu este o problemă aferentă, adiacentă, ceva pe care am putea să ignorăm. Dacă avem timp, băgăm în seamă, dacă nu avem timp, nu băgăm în seamă. Problema păcatului este o problemă fundamentală. Oamenii nu se întorc la Dumnezeu pentru că noi, biserica și noi credincioși, punem un foarte mic accent asupra păcatului. nu ajutăm pe oameni să înțeleagă că păcatul nu este doar o faptă sau o acțiune. Ci păcatul este ceva ce definește ființa noastră, este prinsă de inima noastră, a infectat întreaga ființa o, a noastră. Este o problemă fundamentală. Frum, fundamentală. În al treilea rând, necredincioșii trebuie să uh, înțeleagă gravitatea păcatului și grozăvia păcatului și acest lucru îl va ajuta să renunțe la încrederea în sine. Când stai de vorbă cu un necredincios, vei vedea că el, așa ca un fel de șoarec care nu-și găsește gaura din perete să iasă afară, va încerca pe toate căile să scuze păcatul și să arate că totuși e bun. Și toată încercarea asta a lui arată încrederea lui în sine însuși. Se vorbește foarte mult despre stima de sine. Să nu faci ceva copilașului când îl crești, eu am doi băieței, să nu faci ceva copilașului când îl crești să își piardă încrederea în sine. Am tot interesul să-și piardă încrederea în sine, pentru că așa-i facilitez fuga spre Domnul Isus Hristos, spre Cel care îl poate mântui. Omul, prin natura lui, încearcă să se scuze, încearcă să se dezvinovățească, încearcă să se mântuiască pe sine însuși de nefericirea și neîmplinirea în care se găsește. Această învățătură despre gravitatea și grozevia păcatului îi ia omului încrederea în sine și îl pregătește pentru a se încrede în Domnul Isus Hristos. În al patrulea rând, această învățătură face diferența fundamentală între Evanghelie și moralitate. Eu m-am cam să aud și credincioși și necredincioși care spun, a, îl vezi pe ăla, e mai bun ca, aproape că e mai bun ca un pocăi, sau e mai bun decât un pocăi. Sau, domnule, e un om bun. Când spunem despre un necredincios că este un om bun, spunem că n-am înțeles nimic din ce înseamnă păcat din perspectiva lui Dumnezeu. Nimic n-am înțeles. Când mă uit la moralitatea unui om și spun, „Asta e un om bun, atunci n-am înțeles nimic din perspectiva lui Dumnezeu cu privire la păcat. Dumnezeu vede păcatul mult mai profund, dincolo de aparență, dincolo de exterior. Dumnezeu vede înăuntru, vede gândurile, vede atitudinile, vede motivațiile, vede că orice aș face despărțit de Dumnezeu, oricât de bine ar arăta lucrul acela, orice aș face despărțit de Dumnezeu, este un păcat în ochii lui Dumnezeu. Apoi, în al cincilea rând, această învățătură trasează cadrul înțelegerii experienței nașterii din nou. Este o învățătură foarte subțire în mediul evanghelic despre nașterea din nou. De ce? Pentru că nu se înțelege păcatul. Dacă noi avem așa o problemă mică, avem uh, o venovăție oarecare înaintea lui Dumnezeu de care am vrea să scăpăm, atunci într-adevăr, întoarcerea la Dumnezeu este o simplă tranzacție pe care o facem cu Dumnezeu. Dacă însă înțelegem că păcatul ne-a infectat în rădăcina ființelor noastre, în centru ființelor noastre și mintea noastră, sufletul nostru în întregime, sentimentele noastre, conștiința noastră, voința noastră este îmbibată de păcat, dacă înțelegem lucrul acesta, înțelegem și că pentru a se corecta această problemă este nevoie de o naștere din nou. De o naștere din nou. Decizia are rolul ei, întoarcerea la Dumnezeu are rolul ei, dar în esență este nevoie de o naștere din nou, supranaturală. Apoi această învățătură linșează decisiv orice perspectivă de restaurare a ființei umane. Europa de vest a falimentat în primirea acestor valuri de musulmani în, urmă, în, în tocmai acest punct. Și asta este stilul cu care ne învață istoria, că istoria ne învață cum nu învață nimica din istorie. De câteva mii de ani, oamenii tot inventează tot felul de filozofii care promit să facă un om nou. Doamne, dacă îl muți pe om dintr-un dintr mediu în care este război, în care este conflict și îl aduci în Europa unde este prosperitate și este un sistem educațional excepțional și avem un sistem politic excepțional, că noi suntem în Uniunea Europeană, atunci omul se va purta extraordinar. Această filozofie falimentează tocmai în acest punct, că nu înțelege care este problema fundamentală a omului. Problema musulmanului și a noastră. Nu este că nu avem un sistem politic bun. Este asta o problemă. Nu este că avem educația praștie în țara asta. Și asta este o problemă. Nu este că suntem săraci sau că suntem bolnavi. Și asta sunt niște probleme. Dar nu sunt probleme fundamentale. Că îi muți pe oameni dintr-un mediu în care sunt o grămadă de conflicte într-un mediu în care nu este chiar așa de mult conflict și vezi că omul se poartă la fel. Sau mai rău. De ce? Că oamenii nu au înțeles lucrul acesta. Înțelegerea uh, acestei doctrine care vorbește despre păcat ne-a avut să linșăm decisiv orice altă perspectivă care promite restaurarea ființei umane. Și comuniștii au promis omul nou, nu? Eu n-am prins mult, mă văd doi ani. O promis omul nou, dar nu știu așa, de vreo 28 de ani tot mă uit la rezultatele omului nou și nu prea le văd. Dumneavoastră le vedeți? Nu le vedeți, nu? Unde e omul nou. Și de, de, de mii de ani oamenii tot vin cu alte filozofii, cu alte filozofii, cu alte filozofii, cu alte filozofii. Lască noi vă spunem că în felul ăsta ajungem la omul nou și nu mai ajungem la omul ăla nou. La omul, la restaurat. De ce n ajungem la el? Pentru că n-am înțeles care este problema omului. Ca să poți restaura, trebuie să înțelegi care e problema. Și până nu ne întoarcem la scriptură, nu putem face lucrul acesta. Apoi, această învățătură este o autentificare suficientă a scripturii. Din punctul meu de vedere, trăim într-o epocă secularizată, da, în care creștinismul este marginalizat din societate, oamenii încearcă să ne bage așa în cutiuțele noastre în silozurile noastre religioase și să cântăm, să ne rugăm aici, dar să nu spunem nimic în afară. În această eră seculară, ateismul este văzut ca un lucru foarte deștept, da? Ești inteligent dacă ești ateu. Dacă ești creștin și dacă ești, crezi în Dumnezeu, ești bigot, ești un fel de prost, da? Că sunt mai multe feluri de prost, prost ești un, un, fel de asta, doar pentru că ești religios. Din punctul meu de vedere, când citești Sfânta Scriptură și la lumea din jur, ai o suficientă dovadă să crezi în Dumnezeu. Pentru că este singura carte care tratează cu sinceritate maximă starea de păcat a omului și starea omului. Toate filozofiile, una după alta, dacă citiți puțină istorie, veți vedea că falimentează în promisiunile lor și în analizele lor cu privire la starea omului. Toate fără excepție. Singura care rămâne clară, sinceră, de la o capăt până la celălalt, este Sfânta Scriptură. Și aici e o dovadă suficient de clară că Scriptura este adevărată, pentru că Dumnezeu ne spune care este starea reală a omului. Această învățătură, pe de altă parte, arată de ce iadul este răspunsul normal al lui Dumnezeu față de păcat. În mediul evanghelic a început să se strecoare, în special pentru tineri, ideea e asta că iadul, să vorbești despre iad, e exagerat. Nu se poate ca un Dumnezeu, așa cum l-am plăsmit noi în capetele noastre, foarte inteligente de altfel, nu se poate ca un asemenea Dumnezeu să trimită oameni în iad. Cum se trimite Domnule, dar domnule, păcătuiesc 30 de ani, sau 50 de ani, sau 60 de ani. Cu mi-a trimite Dumnezeu o veșnicie în iad. Problema se pune greșit. Pentru că oamenii, repet, problema, problema se pune greșit pentru că oamenii nu înțeleg gravitatea păcatului, grozăvia păcatului. Da? Dacă cineva omoară pe cineva -o, în două secunde, ce face? Îl trimite la pușcărie două secunde? Nu poate fi pusă problema în, în termenii ăștia temporali. Cât timp ți-a luat să faci un păcat? Ci cât de grav a fost acel păcat? care este păcătoșenia sau grozăvia păcatului respectiv. Așa pune Dumnezeu problema și așa o punem și noi în realitate. Această învățătură ne arată de ce iadul este răspunsul normal al lui Dumnezeu față de păcat. Această învățătură este, cum am mai zis deja, un, un atac frontal pentru toate filozofiile omenești. De exemplu evoluționismul, care în statele din vest, în America, este înălțat la rang de religie de altfel. Evoluționismul. V-ați gândit vreodată evoluționismul de ce nu explică unde e evoluția morală? Unde este evoluția morală? Unde este evoluția morală? Da, a evoluat omul. Avem acum un produs, un om care e foarte inteligent, foarte deștept și foarte avansat. Unde e evoluția morală? Pentru că aceleași păcate de care se fac vinovați oamenii și aceleași păcate pe care le citești prin geneza le vezi și astăzi. Unde evoluția aia morală? Această învățătură ne va ajuta pe noi și ne va, ne va înarma ca să putem să atacăm toate filozofiile false care circulă în postmodernism. Că fiecare are filozofia lui. Fiecare are filozofia lui. Această învățătură, de altfel, este specifică lucrării Duhului Sfânt. Uh generația mea sau generațiile, ultimele generații au pus un foarte mare accent pe lucrarea Duhului Sfânt. Însă să știți, unde nu există o doctrină clară despre păcat, nu există lucrarea Duhului Sfânt. Pentru că Domnul Iisus Hristos a promis că atunci când va trimite Duhul Sfânt, una dintre primele lucrări pe care le va face este să convingă lumea de păcat. Adică eu nu fug la soluție decât dacă mi-am înțeles problema, dacă mi-am înțeles păcatul. Și dacă eu spun, oh, eu sunt predicator mai deștept, că eu trăiesc într-o generație în care oamenii nu suportă discuțiile astea despre păcat, așa că voi predica despre, doar despre lucrurile frumoase pe care le găsim în Biblie, uh, voi vedea că Duhul Sfânt nu mă va însoți. De ce? Pentru că Duhul Sfânt vine întâi să convingă omul de păcat și apoi îl împinge pe om și îl duce spre Domnul Isus Hristos. Astea sunt implicațiile uh, înțelegerii acestei doctrine față de necredincioși. Acum vreau să vă spun câteva implicații față de credinciosul mântuit. Și pentru noi este important să înțelegem de ce să punem un accent pe învățătura aceasta despre grozăvia sau gravitatea păcatului. Uh, în primul rând, această învățătură va fi un izvor de recunoștință, laudă și mulțumire, închinare față de Dumnezeu. Uh, pentru o perioadă de timp am ocupat și eu, sau am încercat să mă ocup de un grup de tineri. Uh, este așa un fel de anemie din asta în închinare. Cântăm, nu prea cântăm, grupul din față dă muzica mai tare, puțin volum mai tare, când în sală nu prea se aude. Un motiv este pentru că nu am înțeles de unde ne-a scos Dumnezeu. Să-ți vezi păcatul tău nu înseamnă că cineva vrea să scoată ochii. A, vezi care e trecutul tău, vezi ce ai făcut în trecut, simte prost din cauza asta. Nu! Pentru mine care sunt mântuit și am siguranța eternității împreună cu Dumnezeu și n-am niciun dubiu în privința asta, n-am niciun dubiu în privința asta, pentru mine am vedea păcatul are rolul de a mă face să l laud pe Dumnezeu. Când îmi dau seama de unde m-a scos Dumnezeu, când îmi dau seama de groapa și de profunzimea și de gravitatea păcatului meu, când îmi dau seama că această boală era incurabilă, atunci va izbucni din interiorul ființei mele un izvor de laudă, de bucurie la adresa lui Dumnezeu. Când nu înțelegi lucrul ăsta, când nu înțelegi lucrul ăsta, închinarea va fi foarte, foarte, foarte anemică. Foarte anemică. În al doilea rând, pentru noi credincioși, această învățătură clădește un realism biblic, un realist biblic. Ne ajută să ne vedem pe noi înșine cum trebuie, ne ajută să-i vedem pe ceilalți cum trebuie, ne ajută să vedem lumea din jurul nostru cum trebuie, ne face realiști, ne face realiști, ne, ne păzește învățătura aceasta de dezamăgiri inutile, absolut inutile având speranțe și punând neîncrederea în tot felul de oameni sau punând neîncrederea în lumea aceasta când, de fapt, n-ar trebui să ne spunem pentru că Biblia ne învață lucruri foarte clare despre ea. Această învățătură ajută pe om să vadă că toată lucrarea sfințirii depinde de Dumnezeu. Grozăvia păcatului, sau când vom ne vom uita la această grozăvia păcatului, vedem că rămășițile păcatului sunt și în viața noastră a credincioșilor. Și că, ca și credincioși, avem nevoie de Dumnezeu necurmat. Dumnezeu nu a venit, ne-a și ne-a lăsat după aia singuri, că ne descurcăm. Nici vorbă de așa ceva. Și vreau ca, mi-aș dori ca Dumnezeu, prin lucruri pe care le voi spune în continuare, să ne deschidă ochii, și să înțelegem că depinde de Dumnezeu ca și credincioși la fiecare pas. La fiecare pas. Această învățătură ajută pe credincioși să vadă că răsplățile veșnice sunt un dar divin. Nu există nicio secundă în viața noastră, spunea, dacă nu mă înșel, Poloasher, în care să-L iubim pe Dumnezeu cu toată puterea noastră, cu toată ființa noastră, cu mintea noastră, în, cu tot ce putem noi, să-L iubim pe Dumnezeu la intensitate maximă. Nici o secundă din viața noastră. Așa că fiecare lucru pe care îl facem bun, oricum nu-l facem cât de bun ar trebui să-l facem. Și dacă Dumnezeu îl primește, îl primește doar pentru că l a sfințit înainte prin Duhul Sfânt și prin jertfa Domnului Isus Hristos. Și dacă Dumnezeu ne răsplătește pentru niște fapte bune incomplete, este pentru că. Dumnezeu are har pentru noi. Nu pentru că a fost fapta aceea perfectă înaintea ochilor lui Dumnezeu. Asta ne va ajuta să vedem că până și răsplățile pentru faptele pe care le-am făcut sunt un har, un dar de la Dumnezeu. Această învățătură ne arată că avem nevoie de sângele Domnului Isus și curățirea Duhului sunt după ce am fost mântuiți. Noi nu credem în perfecționism. Noi nu credem în perfecționism. Vedem că și după ce ne întoarcem la Dumnezeu, cădem, avem falimente, avem eșecuri în același timp, înțelegem că avem nevoie de lucrarea Duhului Sfânt și de sângele Domnului Iisus. Sunt unii care spun că până în momentul întoarcerii la Dumnezeu, toate păcatele pe care le-ai făcut, se le spală Dumnezeu. Așa, gratis, prin jertfa Domnului Iisus. Și eu sunt de acord cu asta. După ce te-ai întors la Dumnezeu, acum, ce vrei, chiar Dumnezeu să-ți bage totul în traistă? Bagă și tu puțin, da? După ce te-ai întors la Dumnezeu, păcatele pe care le faci după aceea, le speli prin pocăință. Alții zic, prin suferință. Au prin lacrimi, sau nu mai știu prin ce. Această învățătură care te uh, îți deschide ochii, care se vrea să deschide ochii, să înțelegi gravitatea păcatului, îți va arăta că n-ai nicio șansă să speli păcatul prin pocăință. Pocăința accesează iertarea păcatelor pe care Hristos ne-a câștigat-o prin jertfa Lui. Pocăința doar primește iertarea păcatului. Nu putem noi prin pocăință, prin lacrimile pocăinței, să ne spălăm vreun păcat. Nici vorba de așa ceva. Numai dacă înțelegem toate învățăturile astea care ne învață că, sau care ne spun că putem să fim spălați prin altceva decât prin sângele lui Hristos, falimentează tocmai în punctul acesta. În a înțelege cât de grav e păcatul. Și că nu există nicio șansă să contribuim la spălarea păcatului nostru. Această învățătură este uh, un atac mortal, cred eu, asupra învățăturii perfecționismului. Am câteva cunoștințe care au trecut la această învățătură a perfecționismului, adică după ce te întorci la Dumnezeu, să faci o semne a lucrare profundă a Duhului Sfânt în viața ta, nu mai păcătuiești. Din punctul meu de vedere, trebuie să fii și ipocrit sau, și sau idiot să spui așa ceva, da? Că după ce te-ai întors la Dumnezeu, ești perfect. Adică dacă ai puțin bun simț, bun simț față de oamenii din jurul tău, nu înaintea lui Dumnezeu, față de oamenii din jurul tău, oricine va putea să spună, bă, știi ce? Las-o mai moale. Las-o mai moale. Uh, lucram cu cineva, într-o vreme am lucrat și eu, uh, Lucram cu cineva în construcții și care credea în doctrina asta și-a dat seama, să se mai enerva și el, mai scăpa ciocanul, mai scăpa canciocul, mai mortar, mai nu știu ce, mai făcea pe acolo un greșesc și să enerva. Și noi care știam în ce crede el, zicem, da, asta nu-i păcat? Nu, nu-i păcat. Nu mai era nimic a păcat. De ce? Trebuia să susțină doctrina. Această învățătură te ajută să înțelegi care este starea ta după ce ai fost mântuit și că perfecționismul nu are nimic de spus pentru noi. Da? Această învățătură oferă o explicație suficientă a stării lumii în care noi trăim. Tot mai des și uh, eu în ultima vreme am început să fac un fel de curățire de asta pe Facebook, am prea mulți prieteni și unul din motivele pentru care dau am la prietenii mei este când văd mesajele noastră astea apocaliptice. În 2017 pe tu, am friend, du-te, lasă-mă. Da? Dacă înțelegi puțin ce spune Biblia despre lumea în care trăim, în fiecare zi puteți să spui lucrurile astea. Ce te poți aștepta de de la lume. A, am auzit că ăștia au dat nu știu ce lege. Am auzit că în America s-a întâmplat ceva. Am auzit că în Europa s-a întâmplat ceva. Stai că spunem noi că prin Ezechiel 28 spune ceva, am făcut noi conexe, gata, vine sfârșitul lumii. las mă mă, în pace, stresc. Biblia ne-a spus lucrurile astea despre lumea în care trim. Noi ne așteptăm deja la lucrurile acestea. Și toate mesajele apocaliptice falimentează tocmai pentru că nu privesc la ce spune Scriptura despre lumea în care trăim. Despre lumea în care trăim. Această învățătură îl păstrează pe credincios în dependență totală de Dumnezeu. Această învățătură este cel mai potrivit medicament pentru mândrie. Scap cel mai bine de mândrie când îți înțelegi starea în care te, te afli. Această învățătură ar trebui să strânească milă față de cei nemântuiți. Niciun necredincios nu ar trebui să te enerveze, să te supere. Băi, când își revine asta? Doar dacă înțelegi păcatul, dacă nu înțelegi păcatul, vei avea așteptări irealiste de la el, da? Și în final, această învățătură și asta e lucru care mă interesează pe mine și cu asta aș dori să închei, când voi încheia, acum, această învățătură ne ajută să, o să experimentăm o pocăință reală. Nu știu dacă vi s-a întâmplat, pentru mine o perioadă de timp am purtat cu mine o frustrare profundă legată de faptul că mă pocăiam de un anum anumit păcat și îl repetam. Iar mă pocăiam și îl repetam. Iar mă pocăiam și îl repetam. Și nu știam care e problema. Dom'le, așa trebuie să decurgă viața de credință? Sau pocăința mea nu este reală? Sau pocăința mea nu este reală? Oare așa vrea Dumnezeu să trăiesc? Asta înseamnă să dau vina pe el. așa mi-a stabilit Dumnezeu. Să fiu frustrat, să mă pocăiesc, chiar să cad în păcat, iar să mă pocăiesc și tot așa. Sau pocăința mea nu este reală încât continui în starea aceasta? Și am ajuns să înțeleg că pentru foarte multe păcate, motivul pentru care nu suntem eliberați sau nu ieșim din ele este pentru că nu am înțeles gravitatea lor. Și pentru că n-am înțeles gravitatea lor, nici pocăința n-a fost pe măsură. Cu cât înțeleg mai bine gravitatea și grozăvia păcatului meu, cu atâta, cu atât, va fi direct proporțională pocăința mea pocăința mea. Va fi de, direct proporțională sinceritatea și profuzimea pocăinței mele. Când înțeleg păcatul meu. Hai, domnule, asta nu e mare lucru. Doamne, iartă-mă pentru păcat. Cum, cum îți, nu știu dacă aici este ora de rugăciune, dar eu m-am săturat de orele astea de rugăciune în care aud rugăciuni de genul ăsta. Doamne, venim azi înainte ta. Da, dacă am păcătuit săptămâna asta, aveți dacă e ceva pe acolo, da? Iartă-ne în numele Domnului Isus Deci, ascultați-mă, asta e vrăjeala, asta nu e pocăință. Deci, nu te iei tu în serios, nu te iau ceilalți în serios. Crezi că o să te ia Dumnezeu în serios? Poate am păcătuit săptămâna asta, să uite pe acolo, pe undeva, dacă am păcătuit, oricum Domnul Iisus s-a murit, șterge așa, rapid. Nu merge așa. Da? Acum, pentru că am înțeles puțin, sper eu, de ce este necesar să abordăm subiectul ăsta, vreau să vă spun cum am înțeles eu că trebuie abordat subiectul, din ce perspectivă. Sunt două perspective din care putem privi problema asta. O perspectivă umană a consecințelor, da? Te uiți la păcat și am auzit foarte multe mesaje de genul ăsta. Dacă păcătuiești și mai fumezi poți să să-ți distrugi plămânii. din ce am observat eu, nu ține. E adevărat că dacă o să fumezi foarte mult, îți distrugi plămânii sau nu știu ce îți mai distrugi, sau ficați și așa mai departe. Dacă trăiești în păcat cu nu știu cine, uite ce o să se întâmple în viitor. S-ar putea să se întâmple ceva în viitor dacă trăiești în păcat cu cineva, da? Perspectiva aceasta umană a consecințelor nu afectează, pentru că lucrurile acestea le văși Fac niște calcule. Cauză, efect. Dacă fac lucrul ăsta, se va întâmpla asta. A, dacă trăim în curvie, dacă ne uităm la pornografie, dacă ne masturbăm până ne bunim și facem lucrurile astea, uite, ne spun psihologii și oamenii de știință că se întâmplă ceva. Nici o problemă, avem noi un medicament pentru treaba asta. O, oh, dacă trăiești în curvie cu nu știu câte persoane, s-ar putea să iei nu știu ce. Stai liniștit, am găsit noi metodele să rezolvăm problema, da? Și au făcut un, un mecanism de rezolvare a consecințelor păcatului. Acolo nu este nimic creștin. Perspectiva creștină ne ridică să vedem cum vede Dumnezeu păcatul. Și dacă n-aș avea nicio consecință a păcatului, pentru simplu fapt că sunt într-o relație cu Dumnezeu eternă de dragoste, pe mine mă interesează să nu păcătuiesc. Chiar, repet, chiar dacă n-ar fi nicio consecință a păcatului. Și aici va fi un test foarte important pentru noi dacă suntem sau nu creștini. Să presupunem că în, în ziua asta Dumnezeu ți-ar da înscris Că nu îți pierzi niciodată mântuirea. Oricum nu ți-o pierzi dacă o ai. Asta să fie clar, da? Dar îți dă Dumnezeu un scris. Doamne, nu îți pierzi niciodată mântuirea, indiferent de ce ai face. Și ai ieșit de aici cu foaia asta. Zice Dumnezeu, bă, și dacă o pierzi, stai liniștit, e notat acolo sus. Nu îți pierzi mântuirea, stai liniștit. Ai ieșit de aici, te întreb, cum ai trăi când ai ieșit de aici? Dacă Dumnezeu ți-ar spune asta clar, răspicat. Domnule, nu ai niciun fel de problemă. Eternitatea e în mâna mea, e în siguranță. Cum ai trăi dacă ai ieșit de aici? Asta un test pentru noi. Dacă avem o perspectivă umană asupra vieții, umanistă asupra vieții, dacă ne concentrăm doar asupra consecințelor care ne fac nouă rău, dacă ne interesează de păcat pentru că nouă ne provoacă ceva, da? dacă suntem egocentrici, în ultimă instanță o religie egocentrică și umanistă, sau dacă avem o perspectivă dumnezeiască asupra vieții noastre. Adică, domnule, și dacă n-aș avea nicio consecință, dacă n-aș purta nicio consecință a păcatului, pe mine, eu îl iubesc atât de mult pe Dumnezeu, încât singurul lucru care mă deranjează cu privire la păcat este ceea ce provoacă păcatul în inima lui Dumnezeu. Ăsta este creștinism. Ăsta este creștinism. Singurul lucru care mă interesează este ce face păcatul față de Dumnezeu. Asta înseamnă grozăvia păcatului. Grozăvia păcatului nu se refere la consecințele păcatului în viața mea sau asupra celorlalți, ci se refere la ceea ce păcatul produce în inima lui Dumnezeu. Și capacitatea de a înțelege grozăvia păcatului vine prin cuvântul lui Dumnezeu, nu prin filozofiile omenești, și prin iluminarea Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, eu pot să-mi bat... Lăsați-l că e prunc, își revine. Am și o doi, nu de alta și... Fiecare are câteva semne. Mă știți în funcție de, de când au fost lovit. Uh, revin, capacitatea de a înțelege grozăvia păcatului vine din cuvântul lui Dumnezeu și prin iluminarea Duhului Sfânt Aș putea să-mi bat gura aici încă două ceasuri uh, Dar știu că plecați la nou așa că nu are sens uh, Dacă Duhul Sfânt nu aduce o lumină în sufletele noastre în care așa încât să simțim Să trăim, să gustăm din amărăciunea Din amărăciunea, să vedem cât de mizerabil și stricat este păcatul în ochii lui Dumnezeu Vorbim degeaba Interesul meu nu este să avem, și nici interesul lui Dumnezeu nu este să avem doar o uh, percepție mentală, o înțelegere mentală asupra lucrurilor. Și sufletul nostru, pentru care și el niște gusturi spirituale, să simtă puțin din ce simte Dumnezeu când vede păcatul nostru. Așa că în uh, următoarea parte a mesajului meu aș dori să ne uităm nu la consecințele păcatului, nu la condamnarea păcatului pe care o merităm, ci la caracterul lui Dumnezeu, să contemplăm puțin caracterul lui Dumnezeu și să vedem în ce fel lucrul acesta ar trebui să ne afecteze pe noi și să înțelegem gravitatea și grozăvia păcatului uitându-ne la Dumnezeu. Când îl înțelegem bine pe Dumnezeu, ne înțelegem bine pe noi. Când îl înțelegem bine, când înțelegem bine atributele și caracterul lui Dumnezeu, vom înțelege bine natura și caracterul păcatului nostru. Așa că, în primul rând, păcatul este o asociere cu cel mai mare dușman al nostru și al lui Dumnezeu. Gândiți-vă că de fiecare dată ar trebui să meditați la lucrul ăsta. De fiecare dată când fac un păcat, eu mă asociez cu cel mai mare dușman al lui Dumnezeu și cu cel mai mare dușman al meu. De fiecare dată. Fără excepție. Ca și credincios, când fac un lucru împotriva lui Dumnezeu, când fac un lucru împotriva lui Dumnezeu, m-am asociat de fapt cu diavolul. Și simpla idee pentru tine ca și creștin, simpla idee, cât de mic să s-ar -ți părea ție păcatul simpla idee că te asociezi cu cel mai mare dușman al lui Dumnezeu, care îl urăște pe Dumnezeu din temele și care te urăște pe tine cât poate de mult. Și sufletul tău și eternitatea ta, simplu lucru acesta ar trebui să te facă să fugi de păcat. Atât de grav și de grozav este păcatul. Atunci când eu păcătuiesc sau când tu păcătuiești, te asociezi cu cel mai mare dușman al tău și al lui Dumnezeu. În al doilea rând, păcatul este cel mai mare rău pe care ne putem face nouă înșine și altora. Voia lui Dumnezeu niciodată nu ne face rău. Însă când păcătuiesc, când provoc mie rău. De fapt, când Dumnezeu ne cere să trăim în Sfințenie, Dumnezeu ne cere să ne facem nouă și bine. O mare perioadă de timp, cât am fost necredincios, mi s-a părut că voia lui Dumnezeu este un fel de, un fel de drum din ăsta plin de restricții. Dumnezeu stă așa cumva la colț și când vede că vreau să mă bucur de ceva, spune Dumnezeu, să nu! Ok, nici asta. Mai iar găsesc o bucurie în viață, Dumnezeu, a! Era să de asta, să nu! Să nu, să nu, să nu, să nu, să nu. Și nu este așa. Voia lui Dumnezeu de fapt este protectivă, de fapt ne restrânge pentru a ne proteja și pentru a ne păstra și pentru a ne uh, accelera și pentru a ne mări bucuria, satisfacția și împlinirea adevărată. Pentru asta este voia lui Dumnezeu. Car și legile lui Dumnezeu, chiar și restricțiile lui Dumnezeu, chiar și porunciile alea care încep cu să nu, sunt lăsate pentru binele nostru. Păcatul este cel mai mare rău pe care ne-l putem face nouă înșine și pe care îl putem face celorlalți. Cel mai mare rău. În al treilea rând, păcatul este ateist practic. Când eu păcătuiesc, știu voia lui Dumnezeu și fac o acțiune păcătoasă, când fac o acțiune păcătoasă, spun cu alte cuvinte, nu-mi trebuie Dumnezeu care mi-a spus să fac lucrul ăsta. Nu mă interesează. În secundă asta nu mă interesează de Dumnezeu care mi-a spus să fac altceva decât ceea ce îmi doresc eu așa de mult acum. Eu cred că acum e mai bine să fac lucrul ăsta. Știu că Dumnezeu mi-a spus să fac altceva. Dar îl resping pe Dumnezeu, mă despart în secunda asta de Dumnezeu și fac ce vreau eu. Ăsta este ateism practic. Ăsta este ateism practic. În realitate asta este. Noi trăim într-o țară așa zisă creștină. În realitate este ateistă. Ateismul poate să fie dialectic, da? Gândim, filozofăm, aducem argumente de ce nu există Dumnezeu, de ce credem noi că nu există Dumnezeu, pe unde am fost noi și ce am văzut noi și ce am auzit noi ca să dovedim că nu există Dumnezeu. Dar ateismul practic este să trăiești în fiecare zi ca și cum Dumnezeu n-ar fi. Și câți creștini, chiar evanghelici, trăiesc în felul acesta. Păcatul este ateist practic. Păcatul este o bajocorire a cuvântului și a voii lui Dumnezeu. Noi știm ce ne-a spus Dumnezeu. Dar așa, în cutiuța noastră, calculăm noi anumite lucruri, spune Domnul, în situația asta, știm noi că e mai bine să facem, e mai bine să facem ce nu spune Biblia. Domnule, știu că o să-mi mai bine dacă fac ce cred eu, nu ce îmi spune Sfânta Scriptură. Asta e o bajocorire a Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă ai vedea pe un credincios, ai să presupunem lucruri, dacă ai vedea un creștin, un baptist, da? care e membru la Betel, și a luat Biblia într-o zi și ar scuipa și ar călca o în picioare, cum s-ar părea lucrul ăsta? Cum s-ar părea? Oh, oribil. Dar dacă face asta în inima lui, hai băie, mă lua pe mine. Am auzit cre creștini care spun lucrul ăsta. Hai bă, nu mă lua, lasă-mă cu lucrurile astea. Lasă că știu, e, nu e viața așa, lasă. Băi, ești tânăr, tu e, nu știi tu. Hai să vezi tu, că e așa cum îți spun eu. Lasă, așteaptă să Când nu aveam copii, lasă vezi vezi când o să vină copii. D după ce ai copii, lasă vezi vezi când o să fii copii mari. După ce copii mari, lasă vezi că nu o să fii bătrân, că nu o să ai nepoți. Și tot o să vezi, vrea să-mi demonstreze, nu știu când că Biblia nu are dreptate. Și că Dumnezeu, într-adevăr, ne spune El anumite lucruri, suntem toți creștini, nu e niciun fel de problemă, dar nu trebuie să luăm Biblia chiar așa în serios. Asta este o bajocorire a Cuvântului lui Dumnezeu. E același lucru cu a scui papea. În dacă nu faci lucrul ăsta fizic, ești mai ipocrit pentru că faci în inima ta. Atât ai adăugat. Față de bajocoria publică, ai adăugat ipocrizie. Păcatul, apoi, este o terfelire a jertfei Domnului Isus Hristos. Hristos, Cristos, Mânia lui Dumnezeu. Cristos a murit ca să absorbă mânia lui Dumnezeu, care s-ar fi revărsat revă pe pământ și ar fi extirpat tot de pe suprafața pământului. Asta merităm noi datorită păcatului. Și jertfa Domnului Isus Hristos a avut acest rol de a absorbi mânia lui Dumnezeu. De fiecare dată când păcătuiesc, terfelez, bajocoresc jertfa Domnului Isus Hristos, care a fost lăsată exact pentru lucrul acesta. Să șteargă, să absoarbă mânia lui Dumnezeu pe care noi o meritam datorită păcatului nostru. Păcatul nostru. Jertfa lui Hristos n-ar trebui să mă împingă să trăiesc necuvincios, ci să trăiesc cu atenție, știind cât a plătit Dumnezeu ca eu să nu mai trăiesc în păcat. Păcatul, și ăsta este unul dintre primele lucruri la care m-am gândit de fapt, păcatul este cea mai clară dovadă de prostie. Mulți, uh, una dintre întrebări favorite ale tinerilor încep în felul ăsta. Frate, e păcat? Să? Și de multe ori spun da. Care e păcatul în asta? Ce e păcătos în asta? Mă, primul păcat în chestia pe care i-ai spus-o e prostia. Asta e primul păcat. De ce? mai cât de, ascultă, cât de prost pot să fiu, cât de prost, cât de idiot, cât de tâmpit pot să fiu, să cred că pot să fac ceva ce Biblia condamnă și spune că va duce rău, cât de prost pot să fiu să cred că va duce bine. Deci Dumnezeu cerului și a pământul, care a stabilit toate legile în univers, care îmi spune exact, dacă e cauza asta, o să fie sigur efectul ăsta. Lasă, ești tu din veșnicie, dar spune-o cum stă treaba. Cât de prost pot să fiu să spun lucrul ăsta? În realitate, când păcătuiesc, asta fac. Am eu o rațiune în capul meu, am eu un argument în mintea mea și spun, nu domnule, dacă așa e cum spune Dumnezeu, deci nu pot să zic că nu e așa. Dar în situația asta sigur e mai bine altfel. să este prostie. Păcatul este cea mai uh, uh, clară dovadă de prostie. Uh, am spus într-o zi despre ceva ce a spus cineva că e prostie sau că respectivul era prost. Nu i-am spus prostule, dacă Biblia spune să nu spui nimănui prostule. Și câțiva indivizi s-au ofensat foarte tare. Uh, deschideți Biblia și citiți ce spuneți. Sfânta Scriptură despre prostie și despre proști. Păcatul este o prostie. Și într-o măsură mai mică sau mai mare, fiecare dintre noi ne facem vinovați de lucrul acesta. Păcatul este o desconsiderare a dragostei lui Dumnezeu. imaginează pe cineva care îți face bine, 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 și sunt persoane în astea în viața noastră, și noi... Ne întoarcem către aceștia și ca recunoștință facem rău. Jignim. Facem lucruri care știm că îi deranjează. Știm clar că îi deranjează. Ne gândim de multe ori înainte de a face lucrurile care deranjează persoana respectivă și tot le facem. Le calculăm, le premedităm. Noi știm că dragostea lui Dumnezeu pentru noi este infinită și reversată în persoana Domnului Iisus Hristos și este infinită pentru că ne duce la o veșnicie infinită în timp cu Dumnezeu și șterge păcatele noastre care sunt de o vinovăție infinită. Și totuși, când păcătuim, desconsiderăm această dragoste a lui Dumnezeu. Păcatul este o provocare a mâniei lui Dumnezeu. Spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu se mânie în orice zi, în fiecare zi. Și că mânia lui Dumnezeu să descopere din cer împotriva oricărei necinstiri lui Dumnezeu. Și totuși, fără niciun fel de frică, de foarte multe ori, păcătuim premeditat provocând această mânie a lui Dumnezeu. Provocând această mânie a lui Dumnezeu. Păcatul este o necesitate a providenței lui Dumnezeu. Providența lui Dumnezeu înseamnă că Dumnezeu în fiecare zi susține întreaga creanță, în special pe noi ființele create după chipul și asemănarea lui. Și ne dă aer și umblăm pe pământul lui Dumnezeu și folosim binecuvântările lui Dumnezeu. În el, prin el suntem noi. Din el, prin el și pentru el suntem. În el avem viața, ființa și mișcarea. Dacă Dumnezeu ar vrea în fr fracțiune de secundă, ar dispărea. Da? Și folosesc puterea pe care mi-o dă Dumnezeu, înțelepciunea pe care mi-o dă Dumnezeu, viața pe care mi-o dă Dumnezeu, susținerea pe care mi-o dă Dumnezeu să fac ceva împotriva lui Dumnezeu. Deci, un păcat, păcatul este o necestire a providenței lui Dumnezeu, a purtării de grijă a lui Dumnezeu pentru viața mea. Păcatul este o încercare de dărâmare a lucrării lui Dumnezeu. În mod final, nimeni nu poate distruge planurile lui Dumnezeu. Dar este o încercare de dărâmare a lucrării lui Dumnezeu. Pentru că Hristos a spus, cine nu este cu mine, este împotriva mea. Cine nu zidește, dărâmă. De fiecare dată când păcătuiesc, afectează într-un fel lucrarea bisericii, afectează într-un fel lucrarea, lucrarea lui Dumnezeu. Păcatul este o necestire a slavei lui Dumnezeu. Ai da slavă lui Dumnezeu înseamnă să valorifici pe Dumnezeu într-un mod suprem. Să zici, domnule, ce spune Dumnezeu și ce este Dumnezeu este cel mai valoros într-un mod infinit. Da? În mod absolut este valoros. Și aduce împlinire și fericire absolută vieții mele. Catehismul reformat spune că scopul omului este să dea slavă lui Dumnezeu și să bucure de el pentru totdeauna. Să dea slavă lui Dumnezeu și să se bucure de el pentru totdeauna. Când fac ce îmi spune Dumnezeu, când îmi găsesc plăcerea în Dumnezeu, atunci ajung la maximul de intensitate a plăcerii pe care aș putea să o am, din punct de vedere spiritual. Când păcătuiesc, când păcătuiesc, bajocoresc slava lui Dumnezeu. Spun Dumnezeu ce spune Dumnezeu și Dumnezeu care mi-a spus lucrul ăsta. Nu mi-aduce fericire dacă fac ce spune El. Îmi aduce fericire dacă fac lucrul ăsta care este contrar naturii lui Dumnezeu, contrar poruncilor lui Dumnezeu, contrar cuvântului lui Dumnezeu. Este o necinstire a slavei lui Dumnezeu. Păcatul este o, este o, o împotrivire față de harul lui Dumnezeu. Am auzit câțiva deștepți din ăștia care spun că dacă predicăm despre har, lucrul ăsta ne face să trăim în păcat. Da? har, avem har. Har din belșug, tatăl. Cum spune Biblia, harul nemărginit sau nemăsurat al lui Dumnezeu. Avem har. Zice, mă, dacă îi lași pe să înțeleagă că au har din belșug, ăștia o să ducă să trăiască în păcat. Da? Uh, harul lui Dumnezeu. Harul Dumnezeu nu este doar un har care anulează și care îndepărtează datorită jertfei Domnului Isus Hristos toată vinovăția păcatelor noastre. Ci Harul lui Dumnezeu ne eliberează de păcat. Harul lui Dumnezeu este turnat în sufletele noastre ca să ne facă să trăim o viață nouă. Dumnezeu ne dă atâta har nu ca să trăim în păcat, ci ne dă atâta har ca să nu mai trăim în păcat. Harul lui Dumnezeu, dacă aș putea să spun, este o energie spirituală, nu este doar un favor pe care ne-l face Dumnezeu, este ceva ce Dumnezeu toarnă în noi și ne ajută să trăim altfel. Cu cât ai mai mult har, cu atât vei trăi altfel. Vei trăi diferit, vei trăi în sfințenie, în supunere, în ascultare de Dumnezeu. Harul undeva face să trăiești în păcat. Prostia te face să trăiești în păcat. Nu harul, sub nicio formă harul. Păcatul duce la corecții extrem de dureroase. Și aici harul se potrivește cu disciplina lui Dumnezeu. Dumnezeu ne disciplinează tot, de, tot datorită harului. Unii spun, a, dacă spui că nu ne pierdem mântuirea și avem har, ne mergem, putem să facem ce vrem noi. Mă poți să faci până la un punct. Dar uite-te la oameni din Sfânta Scriptură pe care Dumnezeu i-a disciplinat. Pe care Dumnezeu i-a disciplinat. Dumnezeu poate să facă viața extrem de mizerabilă. Uh, la Zărul predică acum din Iona. Dumnezeu nu l-a părăsit niciodată pe Iona. Dar nu știu dacă ați vrea să trece prin ce a trecut Iona. Vezi, când Domnul îl duce cu peștele la, nu știu ce a fost la balena ce a fost acolo, când face o primare așa de vreo trei zile cu el, ce pocăință are Iona acolo. Fu, a avut Iona har? L-a lăsat, la a alungat Dumnezeu din harul lui? Nici vorbă. Dar viața lui Iona a fost extrem de dureroasă. Extrem de dureroasă. Uh, de fiecare dată când păcătuim, atragem, cere de la Dumnezeu corecții. Și dacă suntem copii născuți din nou, nu copii născuți din curvie, din punct de vedere spiritual, cum spune Evrei, capitolul 12, dacă nu mă înșel, dacă suntem copii născuți din nou al lui Dumnezeu, Dumnezeu ne, va, Dumnezeu ne va corecta. Dumnezeu ne va corecta. Păcatul este împotriva liniștii și păcii pe care o avem cu Dumnezeu. Iarăși, Dumnezeu poate să. și am întâlnit mulți tineri care, datorită păcatului, datorită nevegherii, s-au apucat să facă prostii. Și după ce au făcut prostii și au pierdut bucuria mântuirii, și au pierdut liniștea, și au pierdut pacea, au pierdut sentimentul acela al manifestării prezenței lui Dumnezeu binecuvântate față de ei, au pierdut siguranța aceea că sunt grațiile, că sunt dragostea lui Dumnezeu și ce să fac acum? Păi ce să faci? Păi ce să faci? Ar trebui să ne gândim înainte la lucrul acesta. Că ne jefuim pe noi înșine de bucurie. Că ne jefuim pe noi înșine de siguranță. Omul care are siguranță absolută tot timpul și păcătuiește, omul ăla nu este mântuit, să știți. Deci nu este mântuit. Omul care este cu adevărat mântuit și păcătuiește, Dumnezeu retrage liniștea din viața lui, pacea din viața lui, aduce groaza, aduce neliniște, îi umple sufletul cu teroare ca să-l întoarcă la el. Când păcătuiești, asta facem și asta cerem de la Dumnezeu, de fapt. Apoi, păcatul este sămânța distrugerii noastre eterne. Cine trăiește constant în păcat, nu are niciun drept să se considere copil al lui Dumnezeu. Repet, cine trăiește constant în păcat nu are niciun drept să se numească copilul lui Dumnezeu. În fiecare păcat este sămânța distrugerii noastre. Păcatul, când Biblia vorbește despre ea, Dumnezeu vrea să ne învețe de fapt care este natura păcatului. De ce îmi vorbește acum Biblia despre ea? De ce mi-arată de ce e așa de oribil? Îmi arată ca să înțeleg cât de odios e păcatul și cât de grav și de grozav este păcatul în ochii lui Dumnezeu. De asta îmi vorbește Biblia despre lucrul acesta. Nu ca să mă manipuleze Dumnezeu cu suferința de care voi avea parte. Ce ca Dumnezeu să-mi arate cât de grav este păcatul în ochii lui. Păcatul este atât de grav, uitându-mă la ceea ce rezultă, la produsul, la produsul păcatului, care este iadul. Păcatul, îl întrisează profund pe Duhul Sfânt. Dumnezeu a înlocuit într-un fel prezența fizică a Domnului Iisus Hristos cu prezența Duhului Sfânt. Și el este mângâietorul nostru. El este acela care ne-a ne pecetuit viețile pentru ziua răscumpărării. El ne dă bucurie, el ne îmbărbătează, el ne înviorează, el ne ridică de jos. El e un fel, uh, marele nostru prieten, care e necurmat în viețile noastre și lucrează în noi. De fiecare dată când păcătuim, îl întristăm. Pe acela care ne face permanent bine. Și când nu ne dăm seama, faptul că mă aflu într-o stare de pace, faptul că mă aflu într-o stare de bucurie și de siguranță în relație cu Dumnezeu, se datorează total lucrării Duhului Sfânt. Ne a trimis în inimă Duhul Fiului său care strigă Ava, adică Tatăl. Îți dă o siguranță a o pace, o liniște, o bucurie continuă. Asta este lucrarea Duhului Sfânt. Și față de acesta păcătuim noi și îl întristăm și îl stingem. Păcatul este o bajocorie a îndelungei răbdări al lui Dumnezeu. Dumnezeu ne suportă prezența pe pământ. De când am început să păcătuim, Dumnezeu ne suportă. Și ne rabdă. 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 Și ne A fost un moment în care El ne-a cercetat, ne-a mântuit, ne-a născut din nou, noi ne-am întors la Dumnezeu, ne-am pus încrederea în El, am fost la o dragoste din tâi, cum numim noi, și după aceea am început iar să cochetăm cu păcatul. Și am început iarăși să probăm îndelunga răbdarea lui Dumnezeu. Păcatul este o, 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 o bajocorie și o încercare a îndelungii răbdării a lui Dumnezeu. Păcatul este o bajocorie a restaurării repetate a lui Dumnezeu. De câte ori n-am păcătuit? De câte ori n-am ieșuat? De câte ori n-am falimentat? Și de câte ori, sau de fiecare dată, Dumnezeu ne-a ridicat. Când păcătuiesc, îl mai pun încă o dată pe Dumnezeu să facă procesul ăsta de restaurare. Păcatul este împotriva credincioșiei lui Dumnezeu. Dumnezeu este credincioș și nu ne părăsește. Însă păcătui înseamnă să ne batem joc de lucrul acesta. Faptul că el este credincios nu înseamnă să-i dau motivă uh, continuu ca să fie credincios. El oricum este credincios. Și în final, păcatul este un atac al mijlocirii Domnului Isus Hristos. Hristos este la dreapta Tatălui și trebuie să meargă mereu cu murdăriile noastre înaintea Tatălui. Murdăriile noastre care sunt într-adevăr spălate în jertfa Domnului Isus. În această seară aș dori să închei cu un psalm foarte cunoscut și doar îl vom citi și voi face câteva comentarii. Un psalm care ne arată și ne prezintă un portret al unui om care a înțeles grozăvia păcatului. Și acest psalm ne arată înțelegerea grozăviei păcatului și soluția pe care Dumnezeu ne-o dă. Și e bine să ne uităm la un caz practic. Soluția pe care Dumnezeu ne-o dă atunci când păcătuim. Când păcătuim. Psalmul 51. Dacă aveți Sfintele Scripturi, v-aș ruga să le deschideți și să le citim împreună psalmul acesta. Da? Psalmul 51. Cum reacționează un om față de Dumnezeu când a înțeles grozăvia păcatului? În primul rând zice Scriptura așa, ai milă, de, ai milă, de, mine Dumnezeule după bunătatea ta, după bogăția îndurărilor tale, șterge fără de legile mele. Omul care înțelege grozăvia păcatului este un om care apelează la mila lui Dumnezeu. Este un om care apelează la mila lui Dumnezeu. Când, ai, când a fost ultima dată când te-ai rugat și sincer ai spus, Doamne ai milă de mine, sunt nenorocit, sunt terminat. Nu, noi avem o siguranță în asta așa tot timpul. Păcătui, nu păcătui. A, am mai spălat în sângele nu n-am treabă. Omul care vede grozăvia, gravitatea păcatului lui, își dă seama că singurul motiv pentru care Dumnezeu l-ar mai ține în viață sau l-ar mai ține în grațiile lui este mila lui Dumnezeu. Atât. Mila lui Dumnezeu. Nicio o faptă de-a mea nicio slujire de-a mea, ci mila lui Dumnezeu. Atât de grav este păcatul meu. În al doilea rând, omul care a înțeles grozăvia păcatului este un om care vrea să scape de păcat. Spune, după bogăția îndurărilor tale, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de legiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu. De trei ori spune lucrul acesta. Șterge, spală-mă, curățește-mă. Omul care vede grozăvia păcatului începe să urască păcatul, să, vede, să vadă scârboșenia, hidoșenia păcatului și vrea să, să scape de el, să fie spălat de el. Augustin spunea la un moment dat că înainte să se convertească, se ruga lui Dumnezeu ca să-l scape de păcat, dar zice, dar nu chiar acum, că îi plăcea. Pentru că nu văzuse grozăvia păcatului, nu văzuse cum vede Dumnezeu păcatul. În al treilea rând, omul care își vede grozăvia păcatului este un om care nu poate să scape, este obsedat de păcatul lui. Auzi ce spune versetul 3, căci îmi cunosc fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Deci fușăreala asta pe care o facem noi, am păcătuit, mă păcătuiesc, am păcătuit, mă păcătuiesc, așa foarte rapid, foarte superficial, asta arată că n-am înțeles. N-am înțeles ce este păcatul în ochii lui Dumnezeu. Când înțeleg ce este păcatul în ochii lui Dumnezeu, începe să mă obsedeze lucrul acesta și până Dumnezeu nu aduce pace în sufletul meu, eu nu scap de această apăsare. În al patrulea rând, când înțelegi grozăvia păcatului, îți dai seama că păcatul se îndreaptă în primul rând împotriva lui Dumnezeu. zic ce zice? Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. De trei ori spune împotriva ta, împotriva ta, înaintea ta. Păcatul este grav nu pentru că produce ceva în viața mea. Păcatul este grav nu pentru că produce ceva în viața celor care mă iubesc și care sunt afectați de păcatul meu. Păcatul este grav pentru că se îndreaptă întâi de toate împotriva lui Dumnezeu. În al cincilea rând, păcatul, când îți înțelegi grozăvia păcatului, accept orice pedeapsă să ar da Dumnezeu. Auzi ce zice? Așa că vei fi îndreptățit în hotărârea ta și curat în judecata ta. <fie> Știți ce pedeapsă a dat Dumnezeu pentru păcatul cu Batșeba? Moartea unui copil, prima dată. Patru copii a luat Dumnezeu. Citiți cartea 2 Samuel, până la finalul cărții, Dumnezeu îi se cere patru copii. Pentru că atunci când îl întreabă Nathan, ce să se facă omul acela care a luat Melușeaua, săracului. Patru, după lege, patru, grav, cum să iei? O mielușea, patru înapoi, patru, patru ți-au și Și după ce Dumnezeu ă, începe să aplice această judecată în viața lui David, auzi ce spune David, să-ți ia Dumnezeu patru copii, așa că vei fi îndreptățit în hotărârea ta și fără vină în judecată ta. Cum? Nu-i prea grav, nu, când înțeleg cât de grozav este păcatul în ochii lui Dumnezeu, cât de scârbos este păcatul pentru ochii lui Dumnezeu, atunci înțeleg că păcatul meu merită judecata lui Dumnezeu. Versetul 5, când înțeleg grozăvia păcatului, auziți ce spune, iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a conceput mama mea, spune traducerea mea, cu triunghi, Biblia cu triunghi. În păcat m-a conceput, mama mea, îmi dau seama când înțeleg grozăvia păcatului, îmi dau seama că păcatul nu este o chestiune de mediu, M-a influențat cineva, mai a ispitit. Satana asta m-a ispitit. Nu, no! cel mai mare criminal, cel mai mare dușman al meu este în sufletul meu. Aici înăuntru, în inima mea. Îmi dau seama cât de profund este păcatul. Grozăvia păcatului m-a avut să văd cât de profund este păcatul în viața mea. În al șaptelea rând, iată ție, îți place ca adevărul să fie în omul din lăuntru, fă dar să pătrundă înțelepciunea ta înăuntru meu, da? V-am spus că păcatul este prostie, de asta el se roagă ca să fie Înțelep, zice, fă să pătrunde, dar înțelepciunea ta înăuntru meu. Când înțelegi grozăvia păcatului, îți dorești transformare, îți dorești schimbare. Deci, domnule, cum am putut, la un moment dat, Asaf, îmi place pasajul la Psalmul 73, puteți să-l lecturați singuri acasă, spune, când spuneam anumite lucruri și mă gândeam, zice, eram prost, fără judecat, eram ca un dobitoc sau ca un animal înaintea ta. Și el spune lucrul ăsta numai doar în cămăruța lui singur. Și spune lucrul acesta public, într-un psalm să fie citit de alții. Așa s-a văzut el când a, cu, când a, văzut cu ochii lui Dumnezeu păcatul lui. Versetul 7, curățește-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada, da? Când vezi grozăvia păcatului, dorește o curățire de plină. În al 8 rând, sau al 9 rând, fămă să aud veselie și bucurie ca să se bucure oasele pe care le-ai zdrobit. Vedeți, omul acesta, pentru că este copilul lui Dumnezeu, este apăsat de Dumnezeu. Este pedepsit de Dumnezeu. Dumnezeu îl face să simtă gravitatea păcatelor lui. Psalmul 32, versetul 3, tot David spune, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta a păsat greu asupra mea, vlaga mi se schimbase în uscăciune de vară. Ți-a mărturis să păcatul apoi, da? Când înțelegi grozăvia păcatului, dispare toată bucuria, toată veselia. Pentru că nu poți să fii bucuros și vesel cât timp Dumnezeu este deranjat de păcatul tău. Versetul 9, 10 la locul. Întoarceți privirea de la păcatele mele, și șterge toate fără de legile mele. Vedeți, toată problema lui David este cu Dumnezeu. Problema lui David nu este cu Bașeba, nu este cu familia lui Urie. Problema lui David, principal, este cu Dumnezeu. Pentru că înțelege că păcatul lui a lovit întâi de toate în slava și gloria lui Dumnezeu. Auziți, întoarceți privirea de la păcatele mele. Adică, Doamne, nu te mai uita la ce am făcut. Băiețelul nostru cel mare, când face câte o prostie, și îl chem la interogatoriu și la judecata necesară și obișnuită, de obicei îl pun să se uite la mine. Doamne, discutăm ca oamenii, da? Uite-te la mine. Și spun, Calvin, da? De la calvinism. Calvin, uite-te la mine. Uite-te la mine. Tot așa Sau când face o prostie, îmi dau seama că face o prostie prin faptul că se ascunde. Nu se uite la mine. Face de treabă, nu se uite pe mine. Și atunci, să s-a făcut ceva. Nu știu ce a făcut, dar -a făcut ceva. David așa se comportă cu Dumnezeu, auziți, întoarceți, știți cum face copilul. Am rupt aia și o pun, mă ascund să nu vadă. Și David spune, Doamne, nu te mai uita la mizeria pe care am făcut-o. În ultima instanță, pe mine mă interesează cum vezi tu lucrurile. Adică, când vă căsătoriți, veți vedea lucrul acesta, dacă nu sunteți deja căsătoriți. Căsătoria e un, o metodă excelentă pentru sfințire și pentru a vedea grozăvia păcatului, da? Grozăvia păcatului se poate vedea și în privirea nevestei. Atunci vezi via păcatului. Și uh, cea mai mare tulburare care se poate produce într-o familie de credincioși nu e când ăștia se amenință cu divorțul. Nici vorbă. Și când vezi privirea întunecată a celui pe care îl iubești cel mai mult. Și lucrul schimbă toată atmosfera din casă. Nu mai văd sclipirea aceea, nu mai văd bucuria aceea și lucrul acela mă macină, mă deranjează și nu-mi nu dă liniște. Și nu-mi dă liniște și trebuie să rezolv problema aceea. Așa este în relația cu Dumnezeu. Nu este o amenințare din partea lui Dumnezeu cu divorțul, ci este o privire întunecată pe care tu, ca și credincioși, o simți când păcătuiești. Asta înseamnă să vezi grozavia păcatului. Apoi spune versetul 10: Creează mine o inimă curată Dumnezeu și reînnoiește în la untrum, meu un duc nou și statornic. Vedeți? Problema noastră fundamentală este inima noastră, nu o faptă exterioară. Când înțelegi grozavia păcatului, înțelegi că nu ai nevoie de. Uh, uh, o reparare a comportamentului. Nu ai nevoie să-ți fie uh, reformatată, să fie reformatată în exterior viața, ci ai nevoie de o reformatare răuntrică, de o reformare lăuntrică a inimii. Problema păcatului nostru pornește din interior, nu din afară. Nu că mă enerva cineva și am reacționat cumva. Nu că cadrul în care trăiesc și presiunea socială și economică mă face să fiu mai agitat și să vorbesc într-un anume fel sau să mă port într-un anume fel. Nu, problema este inima mea. Și David înțelege grozăvia păcatului lui și de aceea cere o schimbare din lăuntru. Aceasta este soluția în această seară. Dacă trăiesc în păcat sau dacă trăiești în păcat, soluția este ca Dumnezeu să te nască din nou, să-ți dea o altă inimă. O altă inimă. Să fii născut din nou. Nu să faci o tranzacție rapidă cu Dumnezeu. A, am fost iertate păcatele în sângele Domnului Iisus. Foarte ieftin. Foarte ieftin. Dumnezeu vrea să ne ierte păcatele definitiv. Dar Dumnezeu vrea și să transforme inima noastră. Versetul 11. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Unde poți să fugi de Duhul lui Dumnezeu? Aceleași expresii, fața ta și Duhul tău cel Sfânt, sunt repetate în Psalmul 139, unde psalmistul David întreabă retoric, unde voi fugi? Auziți, unde voi fugi departe de fața ta? Da? Unde mă voi ascunde de Duhul tău? Unde? Versetul 7. Dacă mă voi sui în cerul, tu ești acolo. Dacă mă voi, dacă mă voi face patul în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua repilozorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării și acolo mâna ta mă va conduce și dreapta ta mă va ține. De ce cere atunci David aici ce să contrazice? De ce cere să nu fie lepădat? David nu cere să fie... E clar că nu te poți ascunde nicăieri de Dumnezeu. David dorește să nu piardă manifestarea Duhului lui Dumnezeu. Ar fi un test foarte important să vină să strângă adunarea duminică dimineața și să zică, domnule, nu începe să facem nimic aici până Dumnezeu nu se manifestă prin Duhul Sfânt. Să cură oamenii la tine, ce înseamnă să manifeste Dumnezeu prin Duhul Sfânt? Ce? Păi e aia lucrul acela pe care îl simți dacă ești credincios adevărat. Lucrul acela pe care simți că l-ai pierdut atunci când ai păcătuit. Nu mai e parte de manifestarea prezenței lui Dumnezeu față de tine. Asta face Duhul Sfânt în viața noastră. Asta este fața lui Dumnezeu care luminează peste noi prin Duhul Sfânt. Versetul 12. Când înțelegi grozăvia păcatului, înțelegi cât de rău e să trăiești o viață fără bucuria mântuirii. Dăm iarăși. A avut el bucuria mântuirii, dar o pierduse. Dăm iarăși, nu mântuirea a pierdut-o, da? Ci bucuria mântuirii. Dăm iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duc de bunăvoință. Poți să trăiești continuu păcătuind fără bucuria mântuirii? Dacă ești credincios și dacă înțelegi cât de grav e păcatul, bănuiesc că nu. Versetul 13. Atunci voi învăța pe cei fără de lege căile tale și păcătoși și se vor întoarce la tine. Știți ce facem așa puțin evangelizare? Psalmul 51 ne spune. De ce? de ce? așa de puțin mediem și mijlocim oameni care se luptă cu păcatul înspre a duce pe Dom spre Domnul Isus Hristos, spre lucrarea Duhului, Sfânt, spre a fi eliberați și zice, ce facem așa puțin acest lucru? Pentru că noi nu ne-am înțeles grozăvia păcatului. Pentru că dacă înțeleg cât de grav e păcatul în viața mea, înțeleg cât de grav e păcatul și în viața celuilalt. Și voi face tot ce pot ca el să iasă din starea aceea. Și voi face tot ce pot ca să iasă din starea aceea pentru că mă deranjează în primul rând ceea ce produce păcatului în ochii lui Dumnezeu, în inima lui Dumnezeu. Nu în viața lui în primul rând. Atunci voi învăța pe cei fără de lege căile tale. Și păcătoșii se vor întoarce la tine. Să ajungi la un punct în viața ta, când ai văzut grozăvia păcatului, prin perspectiva lui Dumnezeu, încât să nu mai suporți pe oamenii din jurul tău trăind de păcat. Să nu mai suporți pe frații tăi terenind din păcat. Să nu mai suporți pe cei din adunare, pe ceilalți tineri despre care știi că trăiesc în păcate odioase. Să nu mai suporți că trăiesc în păcat. Să te duci să le spui, uite, eu mi-am înțeles păcatul, am venit la Dumnezeu, uite ce am făcut, uite cum m-a salvat, cum am născut Dumnezeu din nou, uite cum m-a pocăit. Fă și tu lucrul acesta. Și să-l îndrum. De asta se întâmplă numai când înțelegi grozăvia păcatului. Versetul 14. Dumnezeule, Dumnezeu mântuirii mele, scapă-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va cânta cu glas tare dreptatea ta. Doamne, au zis, deschidem buzele. Pe ce nu pot să-mi deschid buzele singuri? De ce să-mi deschidă Dumnezeu buzele? Cum să-mi le deschidă Dumnezeu buzele? Numai un om care simte vinovăția, grozăvia, gravitatea păcatului va fi un om care să închină. Numai un astfel de om. De asta îi spune, Doamne, deschidem buzele, pentru că Dumnezeu urăște închinarea doar cu gura care nu vine din inimă. Ce Doamne, dacă nu e vinovăția asta pe care o simt în sufletul meu, Doamne, dacă e condamnarea asta pe care o simt, care mă apasă în conștiința mea, Doamne, auzi, voi deveni un închinător adevărat. Zice, scapă-mă divina vina sângelui vărsat și limba mea va cânta cu glas tare dreptatea și gura mea va vesti la o dată. Că și nu-ți plac jefele. Altfel, ți le așa aduce. N-ai plăcere de ardele de tot. Duhul de închinare în adunare este direct proporțional cu înțelegerea păcatului nostru. Când înțelegi unde te-a scos Dumnezeu, bubui. Două te mai întrebă, au baptiștii voie să strige aleluia. Să da, seama, da? Dar să nu mă când înțeleg de unde m-a scos Dumnezeu. Dacă mi se pare că Dumnezeu nu a făcut mare lucru. Da. Da. nu pot să zic că nu a făcut Dumnezeu ceva. Dacă dar când înțelegi profunzimea păcatului tău, vina ta infinită, condamnarea ta și de unde te-a scos Dumnezeu, atunci ai un duc de închinare adevărat. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duc zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mârnită. Înțelegerea gravității, grozăviei păcatului duce la smerenie. Și în final, versetul 19, atunci vei primi jertfe ale dreptății, arderi de tot și jertfe întregi, atunci se vor aduce pe altarul tău viței. Înțelegerea gravității păcatului și a grozăviei păcatului ne face slujitori. Este o lene așa și o anemie din asta în slujire, așa generalizată generalizată. Și în chinare, și în slujire. Și cred că lucrurile pornesc tocmai de aici. Noi am vrea tare rapid să, să Vrem tratamente superficiale, tratamente rapide, superficiale, așa. Tehnologie, să funcționeze. Am apăsat pe buton, gata, s-a rezolvat. În relația cu Dumnezeu nu funcționează lucrurile așa. Să știți, oricât am avansat tehnologic, oricât am avansat intelectual, oricât de deșteaptă ar fi generație după generație, Relația noastră cu Dumnezeu nu funcționează pe automatisme, pe coduri din informatică, pe butoane apăsate. Relația noastră funcționează cu Dumnezeu cum a funcționat întotdeauna. Soluția pentru păcat, soluția pentru păcat este să ne pocăim, adică să ne întoarcem la Domnul Isus Hristos care are o ispășire infinită pentru toate păcatele noastre. Pentru toate păcatele noastre. Dar să fie o pocăință sinceră. Și oricând ai vrea să vezi un om care s-a pocăit cu adevărat, trebuie să te duci la Psalmul 51. Și nu trebuie să aștepți să te duci la Hristos până te pocăiești destul. Du-te la Hristos, că Hristos te învață cum să te pocăiești. Pe cel ce vine la mine, spune Hristos, nu-l voi zgoni afară. Mulți oameni așteaptă și înțeleg greșit pocăința. Asta e când n-am ajuns la nivelul de pocăință la care trebuie ca să vină la Domnul Iisus Hristos. Pocăința în sine înseamnă întoarce la Hristos. Că te-ai întors mai mult, că te-ai întors mai puțin, că simți tu că te-ai întors mai mult sau mai puțin, asta nu are nimic de a face. Doar te la Hristos. Continuă să te întorci la Hristos. Îndreaptă privirile spre Hristos. Privește-l pe Hristos. Și nu există leac mai bun, leac mai bun pentru înțelegerea grozăviei păcatului nostru decât jertfa Domnului Isus Hristos. Nu există niciun loc mai bun în care putem să vedem și să contemplăm ființa lui Dumnezeu în desăvârșirea și frumusețea ei decât la crucea de la Golgota. Acolo este leacul. Acolo este leacul. Și față de el, la El ne întoarcem cu pocăință și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți cu acest dar minunat. Amin.